Bună tuturor și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Astăzi am pentru voi un video cu colecția mea de genți, un subcapitol al colecției mele de genți. Îmi pregătesc de mult timp să filmez un astfel de video, cred că și de 2-3 ani. Am multe genți, nici nu știu exact câte am. Astăzi însă vreau să vă arăt doar gențile Laura Maxim, pentru că am primit foarte multe întrebări legate de aceste genți. Foarte multe întrebări însemnând poate 20-30 de întrebări de-a lungul ultimelor luni, pentru că am mai pus eu niște poze pe Instagram. Și multă lume m-a întrebat dacă merită banii aceste genți, pentru că s-a creat în jurul lor foarte multă vâlvă în ultimul an, mai ales, sau mai degrabă în ultima jumătate de an. Laura Maxim este un brand românesc, este o tipă care creează aceste genți, care locuiește în Baia Mare, are un site, o să vă las link și către site-ul ei și către contul de Instagram, pentru că pe Instagram o să vedeți foarte multe amănunte legate de aceste genți. Sunt genți din piele naturală, genți realizate manual în ateliere din România, de către artizani români și mie îmi plac foarte mult. Adevărul că au o calitate foarte bună, nu sunt ieftine, dar eu zic că raportul calitate-preț este excepțional pentru migala cu care sunt cusute, pentru perfecțiunea pe care o regăsesc în aceste cusături. Mie mi se pare că își merită fiecare bănuț. Laura Maxim este o tipă care își promovează într-un mod inedit producția ei de genți, pune tot timpul pe Instagram atât poze cu produsele, dar pune și imagini din atelierele în care sunt cusute aceste produse, în care sunt fabricate aceste genți și da, n-aș vrea să vorbesc foarte mult, să fac o introducere foarte lungă, o să vă arăt cele 6 genți pe care le am de la acest brand, de la Laura Maxim. Vreau să vă spun că în momentul de față este foarte greu de intrat în posesia unei astfel de genți pentru că tot timpul sunt sold out. Însă dacă o urmăriți pe Instagram, în unele momente se pot face și precomenzi pentru anumite modele, pentru anumite tipuri de piele. În alte zile anunță că va pune pe shop anumite produse și atunci trebuie să intrați imediat pe shop și să puteți comanda dacă vă interesează. Dar în principiu vreau să vă arăt gențile pe care le am eu, să vă spun câteva cuvinte despre fiecare dintre ele, pentru că este destul de greu de găsit astfel de informații pe internet. Eu de câte ori am cumpărat câte o geantă, nu am găsit niciun fel de informații, în afară de contul ei de Instagram, unde pune stories în fiecare zi, însă știți că acele stories se șterg și după aceea nu mai ai toate informațiile necesare. Dimensiunile propriu-zise ale genților în centimetri, lungime, lățime, înălțime le găsiți pe site, chiar dacă sunt sold out. Eu o să vă spun toate plusurile și eventual dacă sunt și minusuri pentru fiecare astfel de geantă. O să încep cu prima geantă pe care am cumpărat-o de la Laura Maxim. Am auzit de acest brand pentru prima dată de la Andra Udrea. Andra Udrea este un influencer, ca să-i spun așa, are și canal de YouTube, are și cont de Instagram, dar mai mult pe Instagram este activă acum. Și la ea am văzut acest model de rucsac. Cred că exact culoarea asta o avea și ea. Asta se numește Warm Grey, adică un gri cald. De asemenea, nu o să vă spun nici nuanțele, culorile la fiecare geantă pe care o am, pentru că pielea pe care o are în producție se schimbă tot timpul și nu revine la aceeași nuanță, aceeași culoare în mod constant, pentru că pur și simplu nu găsește pielea respectivă de fiecare dată în exact aceeași nuanță. Deci aceasta este prima geantă pe care am cumpărat-o eu de la Laura Maxim. Rucsacul Fringe Backpack. Fringe însemnând ciucuri și acesta este elementul de atracție al rucsacului, acești ciucuri care sunt de foarte mare efect și nu pot să treacă neobservați pe stradă. Rucsacul este unul de dimensiuni mari, este
foarte, foarte încăpător, iar atunci când este gol, să știți că nici nu este chiar atât de greu după cât de mare este. Încap în el o grămadă de lucruri și fiind purtat în spate, nici nu o să simțiți greutatea. Are aici în față două buzunare cu închidere cu capsă magnetică. Telefonul meu este acesta. Nu încape telefonul în buzunar, adică încape, dar nu se mai închide clapa. Deci ăsta pot să zic eu că ar fi un mic neajuns, deși în ultima vreme umblu mai mult cu telefonul în mână, indiferent ce geantă am, sau mi-l pun în buzunarul de la blugi. Și se închide aici tot cu o capsă magnetică, care se închide foarte ușor. Deci asta, catarama asta este mai mult de formă. Aici este brandul Laura Maxim. Pielea este una moale, așa, este o piele moale ca untul. De fiecare dată când are ceva nou în producție, ea pune pe stories ce tip de piele este și de unde cumpără pielea. Și vreau să vă spun că de cele mai multe ori folosește aceeași piele ca marile firme, gen Prada, Versace, Gucci, de multe ori chiar arată de unde sunt loturile de piele pe care le folosește. Deja, asta este prima geantă pe care am cumpărat-o și pe care am purtat-o foarte, foarte mult. Cred că am rucsacul acesta de vreo 2 sau poate chiar 3 ani și l-am purtat foarte mult. După ce l-am cumpărat, l-am purtat în iarna aceea, din februarie până a dat vara, în fiecare zi. Și este ca nou, nu s-a uzat absolut deloc. Eu am grijă de gențile mele, le păstrez în săculeții de pânză în care vin, însă nu sunt genul pe care să-și protejeze așa de mult lucrurile încât să nu se bucure de ele, să nu le folosească. Le folosesc gențile atât cât pot. E adevărat că am grijă, dar până la urmă de asta sunt obiectele ca să le folosim. O să vă arăt fiecare geantă cum arată și purtată, adică pe umărul meu sau în spate, ca să vă faceți o idee mai bună, o imagine mai bună. Ca termen de referință, eu am 1,70 m, sunt deci o persoană destul de înaltă și să vă arăt cum arată acest rucsac. A doua geantă pe care vreau să vă arăt este geanta pe care am purtat-o cel mai mult. Nu este a doua cumpărată, dar pe asta am purtat-o cel mai mult. Aceasta se numește Luft, adică face parte din colecția Luft, este în mărimea medie. Există 3 variante, mini, medie și mare. Și am purtat geanta asta atât de mult pentru că am foarte ușor acces la lucrurile care se află înăuntru. Este făcută dintr-o piele care se numește safiano, este o piele foarte groasă și care are așa o granulație, niște grunțuri, vedeți cum sună așa când o zgâriu puțin cu unghiile. Este o piele de o calitate excepțională și mi-am ales nuanța aceasta de muștar. Vă spun, am purtat geanta asta la nebunie. Are și o curea ca să o poți purta pe umăr și o port și pe umăr. Crossbody nu o port pentru că are mânerele astea care nu sunt flexibile și cumva îmi vin așa prea sus. Înăuntru are un compartiment mare și încă 2 compartimente cu fermoar în stânga și în dreapta și vă spun, încă pe aici și pâine am cărat în ea. Are și capse aici pe margine și se poate desface dacă ai ceva chiar foarte, foarte mare să porți și devine așa ca un fel de tote bag.
foarte lată aici, așa, și vă spun, în cap foarte multe lucruri în ea. Dar pielea asta, safianul, din care este făcută, este excepțională. Așa, cred că se vede mai bine cât este de groasă și de calitativă pielea. O să încerc la fiecare geantă să-i găsesc o calitate reprezentativă. Iar la bombonica asta, care este rucsacul Bell, din colecția Bell face parte, există și niște genți din această colecție Bell, un fucsia, un siclam, sau cum vreți să spuneți aceste culori, este geanta care mi-a fost complimentată cel mai mult. Este cea mai apreciată geantă. Și de câte ori o port, nu există să nu primesc complimente. Chiar și pe stradă am fost întrebată de unde am această geantă. Brandul Laura Maxim este scris acolo undeva așa mai mic, un pic se vede, este scris cu auriu. Așa arată rucsăcelul Bell, care este mai mic decât fringe backpack, dar și acesta este foarte lat aici în partea de jos și este un rucsac încăpător, deci nu este o poșetă mică în care să nu-ți încapă ceva. Așa arată la spate, are acest buzunar matlasat în care telefonul încape doar atât, însă fiind foarte strânt buzunarul, foarte lipit așa de geantă, nu există riscul să îl pierd, să îmi scape, să îmi alunece din geantă și de obicei așa îl port la modelul acesta de rucsac, fără niciun fel de problemă. În buzunarul acesta din față, care se închide cu un fermoar de jur împrejur, deci așa se deschide, nu îmi încape telefonul. Poate dacă aveți un model mai mic să vă încapă, dar mie telefonul acesta nu îmi încape în buzunarul din față. Adică nu am cum să închid fermoarul. Iar accesul în interior se face prin acest sistem de închidere. Se rotește puțin în butonelul acesta și se deschide foarte ușor. Un minus, aș putea să spun, atunci când rucsacul nu este plin, deci când nu are ceva în partea de sus, uneori îmi vine greu să-l închid pentru că îl apăs și pleacă în spate cu tot, cu partea care ar trebui să preseze și uneori îl închid destul de greu, dar ăsta nu este un mare inconvenient. Culoarea, în schimb, este absolut delicioasă. Britbag este cea mai nouă geantă care a intrat în colecția mea. Aceasta am cumpărat-o în luna martie și pentru ea am făcut o precomandă. Laura avea pe Insta Stories culorile, mostrele de piele din care urma să fac gențile și am dat o precomandă și așa am intrat în posesia ei. Este nebunie după gențile astea. Foarte greu se pot achiziționa, se pot cumpăra acum și
Mă bucur că am cumpărat-o pentru că este absolut superbă. Acest roz prăfuit se deschide așa. Este mărimea medie și aici există mărimea mini, medie și mare. V-am spus, pentru dimensiunile în centimetri, vă uitați pe site pentru că acolo sunt trecute tot timpul. Așa se deschide și se închide foarte ușor. Asta are un sistem de închidere, chiar dacă este goală, se poate închide foarte ușor. Are o curea de umăr, o baretă ajustabilă, care eu am prins-o aici de mânerul care se ține în mână. Are și mânerul acesta de mână care este împletit și este absolut, absolut superb este. Dar pe site am văzut că de fapt mânerul ar trebui prins de aici, de aceste inele care sunt mai în interior. L-am prins de aici pentru că se lungește puțin breteaua. Curelele de umăr ale genților Laura Maxim, în general, sunt un pic scurte, după părerea mea. Mie îmi place când port o geantă crossbody să-mi vină undeva geanta mai jos, să fie așa mai lungă, nu-mi place să fie așa sub piept imediat. Ea zice că nu-i frumos să atârne așa jos, pentru că am văzut că am mai primit comentarii și am mai primit solicitări din partea clientelor să facă mai lungă bareta aceasta de umăr, dar da, poate și eu sunt un pic mai înaltă decât media, dar îmi place să vină puțin mai jos și aici am găsit soluția să agăț bareta de umăr de aceste inele care vin, lungesc bareta cu cel puțin 4-5 cm. Cea mai mică geantă pe care o am de la Laura Maxim este această Cali, așa se numește modelul acesta Cali, mărimea mini. Este un galben intens, am purtat geanta asta vara trecută foarte, foarte mult și probabil că o să port și în vara aceasta. Cu toate că pare atât de mică, să știți că este foarte încăpătoare. În partea din spate are un buzunar așa simplu, în care bineînțeles că nu-mi încape nici în acesta telefonul. Și niciodată nu-l țin aici pentru că buzunarul acesta este puțin mai larg și nu stă telefonul, deci alunecă foarte ușor. Și dacă nu intră să fie cel puțin 60% din el înăuntru, este riscant și pot să îl pierd, deci nu pot să țin telefonul acolo. Iarăși mi-ar fi plăcut să fie puțin mai lungă această baretă, care este detașabilă, dar m-am obișnuit așa cu ea. Și înăuntru geanta asta are un compartiment mare și mai are un buzunaraș fără fermoar de data asta. Dar este o geantă foarte încăpătoare. Chiar uite să vă arăt, am un portofel din acesta mare, modelul mare pe care îl știe toată lumea și încape cu ușurință în gentuța asta mică și rămâne foarte mult loc înăuntru. Deci cu toate că pare atât de mică, este încăpătoare. Modelul acesta Cali se face și într-o dimensiune mai mare, dar acela nu mi se pare așa de reușit. Asta mi se pare că este foarte bine proporționat, adică are proporțiile foarte bine definite și foarte drăguțe și mi se pare o bombonică de geantă și aceasta. Și ultima geantă pe care o să vă arăt este geanta care îmi place cel mai mult. Modelul acesta care se numește Mina și este
un model foarte de succes, un model vechi care se face de câțiva ani și care încă are un succes foarte mare. Există și într-o variantă mai mică, mini Mina și un maxi Mina, asta este iarăși mărimea medie. Modelul acesta îmi place cel mai mult. Nu am purtat cel mai mult geanta asta, dar ăsta e modelul care îmi place mie foarte mult. Se deschide ușor, este încăpătoare, o pot purta și crossbody, o pot purta și pe umăr. De obicei pe umăr port geanta asta, mi se pare așa cea mai elegantă. E drept că este și într-o culoare neutră și o avantajează cumva, dar ăsta e modelul care îmi place mie cel mai mult. Și modelul acesta l-am cumpărat și Cristinei, i-am făcut eu odată cadou, o culoare foarte asemănătoare cu asta. Dacă bine țin minte, i-am cumpărat culoarea Warm Grey, așa cum am eu fringe backpack-ul, deci primul rucsac pe care vi l-am arătat. Așa este de mare Mina și mi-e tare dragă geanta asta. Acestea sunt gențile mele Laura Maxim, 6 genți. O să filmez și un video cu toată colecția mea, integrala poșetelor. Am mai multe, dar trebuie să mă pregătesc așa puțin. Nu știu exact când o să filmez acel video. Însă pentru că am tot primit întrebări, v-am spus, despre gențile Laura Maxim, am hotărât așa destul de rapid, hai să fac un astfel de video. Eu zic că merită investiția într-o geantă de calitate, mai ales dacă este așa o culoare neutră pe care să o poți purta și să o poți asorta la multe ținute. Eu vă spun că am genți, unele și de 20-30 de ani, genți din piele, pe care încă le port, pentru că nu s-au deteriorat deloc și nu s-au demodat, așa cum se demodează hainele. Hainele în 2-3 ani pot să iasă din trend și nu mai ai cum să le porți. Încă uneori mai fac și schimb cu Cristina de genți, îi dau pentru 4-5 luni, 6 luni, o jumătate de an cu geantă și îmi dă și ea unele dintre ale ei și mai facem așa schimb și ne vedem cum arată și alte genți pe noi, ca să nu cumpărăm tot timpul. Adevărul că este pasiunea mea să cumpăr genți. Și nu aveți nevoie de atâtea genți câte am eu, dar fiecare dintre noi avem câte un viciu și mai periculoase sunt viciile care nu se văd decât cele care se văd, zic eu. Bine, asta este o glumă. Sper că v-a plăcut acest videoclip, sper că v-a fost util în cazul în care vreți să cumpărați o geantă la Laura Maxim. La întrebarea dacă își merită banii o astfel de geantă, răspunsul meu este categoric da. Eu vă mulțumesc tuturor pentru vizionare. Dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să-i dați un like. Contul meu de Instagram este ioanaspune.ro și m-aș bucura foarte tare să mă urmăriți și pe Instagram. Iar până data viitoare, vă doresc numai bine!